Pericol de explozie la ieșirea din municipiul Buzău pentru că un muncitor care făcea săpături pentru branșamentul electric a spart o țeavă de gaze. Totul s-a întâmplat aproape de o benzinărie, așa că pompierii au evacuat pe toți cei care lucrau în acea zonă. Îl cheamă Dorel? Dorel sau nu a creat panică. A vrut să sape pentru un branșament electric, dar a dat cu utilajul în țeava de gaze pe care a spart-o. Am rugămintea, opriți pe zonă curentul, că nu ne putem apropia și am lăsat totul în casă sub curent, vă dați seama. Oamenii au ieșit din locuințe și birouri și au început să dea telefoane. Spun că i-au avertizat pe muncitori că s-ar putea întâmpla o nenorocire, dar n-au fost luați în seamă. I-am atenționat dimineață că pe această porțiune există și conducta de gaze și de apă. Au zis că ei au aprobare pentru lucrare și din întâmplare s-a fisurat țeava de gaze în timpul lucrării. Și de atunci stăm de vreo oră afară după ce am anunțat și nimeni văd că deocamdată nu ia nicio măsură. Într-un final s-a intervenit pentru eliminarea pericolului. Se aude foarte puternic zgomotul. Se simte miros puternic, da. Îmi este cam teamă pentru că este exact în fața porții noastre. Am auzit un zgomot. Am ieșit la fața locului, s-a auzit gazele, cum s-a spart. Băieții după Chirov au fugit. Am intrat înapoi în birou, am anunțat-o pe doamna că s-a spart conductă și doamna a zis afară, haide să fugim. La noi în țară să lucrează cu picioare, nu cu cap. La mai puțin de 20 de metri de conducta de gaze fisurată era o benzinărie. Pompierii au izolat zona pe o rază de 100 de metri și nu au permis accesul nimănui în perimetrul respectiv. Erau scurgeri, am evacuat populația, aproximativ 10 persoane de la firmele, societățile din zonă și am asigurat zona. După aproape 2 ore, specialiștii de la firma de gaze au oprit furnizarea și au început să lucreze la remedierea problemei.